Ce? Asta e calutul. Imediat o modelăm cum vrem. Te duci tu la tușe? Da. Și vezi cum faci să ștergi praful pe la cutia de bani. Ai și tu bani la tine? 100 de euro, e bine 100 de euro? Astea sunt aspirațiile tale de la viață? Te-ai trezit să fii tată sau care-i problema? Băi, eu sunt tai că tot dintotdeauna de când da, mă știu, nu? Hai cum care... tată? Tu nu o să mai fii mama mea de astăzi și gata. Ai fumat. Nu am fumat. Mamei roșu, mă, fată. Nu, n-am fumat. Bea o gură. Îți faci curaj și te duci și spui că îl place, altfel o să stați așa o veșnicie. Atentă că dacă vin la ziua ta, se lasă cu dragoste. Bă, dai mă o provocare, poate ne primește și pe noi. Te rog să nu fie vrut. Da. În 3, în 4. E mai distractiv? Ce fac mă asta? Crezi că mătușa ta, sânge din sângele tău, te-ar da pe mâna poliției? Am luat cele mai mari note, am fost prima din clasă. Stai. Sunt șefa clasei de atâția ani. De ce mă suspectezi? Aruncă-te naibii pe geam și lasă-mă în pace. Alina! Nu recurge la gestul ăsta disperat! Alina, te rog! Popularitatea este o tendință specifică adolescenței. Vârsta la care gândurile sunt zăpăcite, iar derapajele de comportament frecvente. Aici intervine rolul nemijlocit al părinților și al profesorilor în restabilirea echilibrului prin studiu și comunicare. Pe de altă parte, relaționarea afectuoasă dintre părinți și copii, cu înțelegere și încurajare, de cele mai multe ori, dă roade. Când aceste abordări nu funcționează, atitudinea adulților se înăsprește și metodele de corecție se schimbă și ele. Așadar, oricare ar fi situația, adolescenții trebuie modelați în pregătirea lor pentru viață. Alina Dobrescu mai are puțin până la vârsta majoratului. Este elevă în clasa a 12-a și o recomandă studiul și seriozitatea. Simplă ca ținută, ea nu se face remarcată prin aspect, iar ca fire este mai timidă și introvertită, de aceea micile secrete sunt strânse și păstrate în jurnalul ei. De ceva timp, Alina a rămas în grija mătușii ei, Adriana, soție de colonel, o femeie destul de exigentă, dar într-un mod responsabil. Ea cunoaște tentațiile vremurilor pe care le traversăm și face tot ce poate să-și protejeze nepoata. Mama Alinei s-a văzut nevoită să plece în străinătate la muncă și singura variantă de comunicare a celor două sunt apelurile video. Bună, mami! Ce faci, mami, iubită? Ce faci? Bine, uite, sunt cu tu și... Bună, soră mea! Ce faci? Mi-e dor de voi! Și nouă de tine! Când vii? Să văd în Austria, să am concediu, dar numai pentru 5 zile. Vedem cum facem. Doar atât de puțin? Doar atât, doar atât de puțin. De când a plecat mama mea, am fost nevoită să rămân cu mătușa. Nu-mi place, pentru că e genul comunist. Nu mă lasă nici să respir. Dar n-am ce face, n-am încotro. Dar te rog să vii, că n-ai venit anul trecut și mi-e dor de tine tare mult. De 2 ani ai mai venit. Da, știu. Hai, încearcă să vii, te rugăm. Te aștept cu tu și aici. Da? Da. Cum e mami la școală? E bine, mami, e bine, așa cum știi tu. Am cele mai mari note, sunt șefa clasei. Da. Tu și e tare mândră de mine. Mă bucur, mami, mă bucur mult de tot. Când a murit Axo, sora mea era disperată. Fiind singură cu un copil, a zis că pleacă la muncă în străinătate. Hai că vedem cum facem. Eu vă pup să aveți grijă de voi, da? Bine, și ești noi. Foarte frumoasă. Și noi. Mulțumesc, și tu, iubita mea. Mulțumesc, te mami. Te pupă, mami, și te iubesc. Ești cea mai frumoasă mamă din lume. Mami, să-mi trimiți ceva frumos, bine? Îți trimite, mami. Că știi că vine ziua mea. Da, știu, iubita mea, știu, mami, știu. Hai, vă iubesc, aveți grijă de voi. Și noi. Te așteptăm aici, te iubim mult. Noi. Pa, mami. Și eu vă iubesc. Da. Maria a plecat un an cât să se pună pe picioare și am acceptat să am eu grijă de Alina pentru că tot nu am copii. Ce dor îmi e de ea. Cred, mama ta muncește mult pentru tine, știi asta, nu? Știu. Nu trebuie știu. Să fii supărată pe ea. Nu, hai. Sunt oricum, deja m-am obișnuit. Cred că și ei e foarte greu, cum îți și ție. Așa este tu și. Da, asta e, eu am înțeles-o, nu am judecat-o niciodată. Mă bucur că măcar ești tu aici cu unchiul. Viața merge înainte. Mi-e milă de Alina, eu o cresc cum pot mai bine, dar îi lipsește maică-sa. Contează mult această îmbrățișare pentru Alina, care, privată de afecțiunea maternă și orfană de tată, găsește un real sprijin afectiv în mătușa ei, mulțumită căreia are o educație aleasă, diferită de cea a colegilor ei de clasă, care confundă școala cu barurile.
Deci după ce că vă dansă... Bă, tu pe tine te interesează melodia sau ce fac astea aici? Ia-ți-mă astea de aici, că n-am loc. De mine doar fac mișto. Niciodată nu mă bag în seamă. Pe mine niciodată nu mă vrea nimeni. Dacă tu stai ca moarta acolo, dă-te și tu mai în spate, că strici priveliștea, fața ta cu picioarele alea nu prea merg. Bă, ce mă, că ne-am fi dorit să rămânem repetenți, că e frumos da, la tine pe asta, da. Așa, păi dar ce mă, nu-i frumos? Dacă aș fi la fel de dezinvoltă ca Bianca sau ca Miruna, cu siguranță aș fi agreată. Însă pe mine comportamentul ăsta nu mă reprezintă deloc. Ce e aici? Bună ziua! Petrecere, vreți să participați? Ce aici? Ce aici e pauză încă? Eu am venit pe la George, a spus că e frumos aici în clasă și că poate vrem să mai repetăm și noi altă clasa 12. Aici în clasă, bine ai spus, aici e clasă, aici se fac ore. Noi ai facem preselecție, doamna, facem preselecție de striptease, vreți să participați și dumneavoastră? Nu vorbești peste mine. Dar vreți să participați? Te rog frumos să nu vorbești peste mine, iar tu fetițo, n-ai scaun? Ochelarii ăsta, asta nu o să scape ușor de mine. Ea a spus că mă ajută, nu că mă încurcă. Tu n-ai văzut că am intrat în clasă, iar ridică-te. Și ce vrei să vă fac? Hai, iau-te geloasă. Stai, bă, bre, ca lumea. Te rog foarte mult, dar chiar nu ți-e rușine. Te apucă boala la ore, ce ai, mă? Dar chiar nu ți-e rușine, ce facem aici? N-am rușine, dar tu ai? Vezi cum vii îmbrăcată? Cum sunt îmbrăcată? Eu sunt foarte decent îmbrăcată. Foarte, ziceți că mergeți să v-ați pregătiți sicriul? Uite-te înapoi. V-ați pregătiți sicriul? De obicei nu. Dar putem încerca și o rușine, dacă vreți. S-ar putea să te dau afară. Fii atent. S-ar putea să plec cu rușine. S-ar putea să te dau afară și să-ți chem și părinții la școală. S-ar putea să mă impresionează dacă continuați. Ești chiar nesimțit. Ești obraznic, să știi. Haide, pac, am treabă, iau-te-o. Ia să vedem la cât ești tu de obraznic. Așa. Ce notă ai luat la... Foarte mare. Test, să vedem. Foarte mare. Da. Stai puțin, că ne uităm acum. Vreți să ne întâlnim în privat, să măriți nota? Faceți niște apropouri la mine? Cumva? Vreți să ne întâlnim în privat? Nu știu, v-am întrebat. Care este diferența dintre noi, tu o știi? Și de vârstă și de pregătire? Da, că dumneavoastră sunteți mai zbârcită, dar în rest tot oameni suntem. Ești obraznic rău de tot. Haideți, luați loc, că poate ați obosit, că de la o vârstă varicile asta, alea... Asta da, de obosit am obosit, că m-ai obosit tu, mental. Păi, eu ce zic, așezați-vă să nu continuăm, că... Iată ce singură, gata, așa niște. Mă luați-mi și voi apărarea, ce faceți aici? Noi, profesorii, nu mai suntem respectați de elevi. Pentru că așa înțeleg ei democrația. Alina, cu tine vorbesc. Da. Tu erai o fată cu care ne mândream foarte mult. Aoleu. Dar de la un timp nu știu ce se întâmplă cu tine, că ai note foarte mici. De exemplu, la testul ăsta, ai luat 6. Se poate, tu erai o fată de 10. Las că ai trecut, bă, zi, mersi. 6. Iar tu, Bianca, e cazul să nu mai vorbești, că ai luat 5. Tu, George, ar trebui să tăși din gură, să nu scoți un sunet, că ai luat 2. 2. Uite așa, 2. Cât am luat eu? 2. 2? Da. Pe cum n-ai vis iau eu 2? Dacă eu am copiat de la ochelarista asta, care a luat 6 și eu iau 2? Ai copiat după pe ea. Pe cum să iau eu 2 dacă asta a luat 6? Uite, bă, tăși din gură să vorbești și eu. Pe cum facem? Zi mersi că nu ți-am dat 1. Că știam că ai copiat după ea. Și ți-am dat 2, am fost indulgentă. Dar de unde știați? Ați fost pe sub bancă, pe la noi? Ce ați făcut? V-am văzut. Da, e bine că vă mai duce vederea măcar. Da, pentru că ea a vrut să te lase să copiezi. Așa, păi, dar normal, că altfel... Da, trebuia să-ți dau 1, dar am fost indulgentă și ți-am dat 2. Vă mulțumesc. Băbăciunea asta mă cam scoate din sărite. Cum își permite să-mi dea 2? Pe unii trec pentru că vreau să scap de ei. Dar Alina este fată deșteaptă și trebuie să ia note bune la teste. Iar tu, Alina, de ce l-ai lăsat să copieze? A fost cu bună știință? L-ai lăsat special să copieze? Spune. Nu. Era cuvânt cu cuvânt. Am vrut să-l ajut atât tot. Nu te e sănătos la cap. Păi atunci... L-a ajutat, George. Te-a cântit căldura? Deci l-ai ajutat cu bună știință, da? A deschis gura sau oprit. E, atunci o să ieși tu... Unu. Amândoi luați nota 1. Amândoi luați nota 1. Foarte bine. Gata. Foarte bine. Gata, nu mai discutim. Nu am vrut să iau notă mică, vă rog din suflet. Păi, așa l-a ajuns, tu trebuia să-l ia, să-l înveți, să îi dai niște sfaturi. Dar pune-te mă în genunchi și cereți iertare. Pune-te în genunchi. Lucrările sunt unul la unul. De ce te comporți așa, George? Te-am ajutat. Sunt îngrijorată pentru Alina. Până acum o jumătate de an, mergea la toate olimpiadele. Era un copil foarte bun, obținea rezultate foarte bune. M-ai ajutat, zici tu, nu? Pe cum n-ai bine m-ai ajutat dacă eu am luat 2, tu ai luat 6, ăsta e ajutor? Eu înțeleg că
ai deschis gura și s-a oprit creierul, dar încearcă puțin să te conectezi, noi că suntem aici toți. Da, da, că am o discuție cu ea, dar nu vă mai băgați. Eu sunt aici în clasă, eu sunt aici în clasă. Și ce vrei să vă asistați și tăceți din gură măcar? Da, de ce? Băi, fată, tu ești sănătoasă la cap? Păi ce facem? Tu-ți bagi joc din mine, mi-ai dat să copiezi greșit? Cum să-mi bagi joc de tine dacă am vrut să te ajut? Ah, ia uite unde era... Atât l-ai era ajutat că o să luați amândoi nota 1. Nu, vă rog, în suflet. Amândoi luați nota 1, că vai, vă media. Rog, dar vă rog. Asta este situația, n-am ce să vă fac. N-am ce să vă fac. Da. Vă și comportați da, cum da, vă da, comportați. Da, da. Vedeți că măi, poate sunteți surdă, s-a sunat doamna. Haideți, bă, la pauză, ia uite-o mă, stau acum și în pauză după asta. Vă cumpăr aparat auditiv din pauză. Stați calm. Alina, te rog frumos să stai un pic. Te rog foarte mult. Stai un pic, am ceva de discutat cu tine. Ia spune ce s-a întâmplat cu tine. Nu s-a întâmplat nimic, doamna profesor. Alina, te rog frumos să rămâi. Ce s-a întâmplat cu tine? Ia spune. Alina n-ar fi apucat pe drumul ăsta greșit dacă acasă totul era bine. E vorba de situația ta de acasă. Ia spune cum se comportă unchii tăi, mătușa ta, unchiul tău? Bine, care știu bine. Că e un bărbat tânăr, un bărbat bine. Da. Și neavând mama lângă tine, sunt multe familii care pățesc ce pățesc. Nu, doamna profesoară, nu am absolut copiii nimic. Copiii sunt acasă cu rudele și se mai întâmplă și lucruri care nu trebuie să se întâmple. Profa se duce cu gândul prea departe. Problema mea nu e familia sau unchii mei. Problema mea e că nu am prieteni. Tu ești o fată foarte bună și studioasă. Ești o fată cu minte. Nu te înhăitai cu derbedei ăștia. Dar ceva se întâmplă cu tine. Hai, Alina, hai să mergem la psicologul școlii. Foarte bine, mulțumesc din suflet. Aș vrea să ajung și eu totuși în pauza de masă. Vă mulțumesc, chiar nu mai e nevoie. Mulțumesc. Îmi doresc să o aduc pe Alina pe calea cea dreaptă. Pentru că mi-e milă de ea. Și sunt sigură că lipsa mamei ei o afectează foarte mult. Este trist că un copil bun ca Alina se lasă influențat de majoritarii clasei, lipsiți de respect și certați cu învățătura, dar din păcate răul este mai ușor de copiat, nu-i așa? Singurătatea este cea mai mare povară pentru un adolescent aflat la vârsta celor mai frumoase prietenii. De aceea... Încerc să mă îmbrac și eu ca prietenii mei. Poate așa ies în evidență și vor și ei să iasă cu mine. Ce faci? Doamne, măi, fată, dar în ce hală arăți, pe bune! Ce, nu-ți place? Nu! Arăți îngrozitor! Pașca care arăți ca la 30 de ani! Hai, mă, tu și unde ce bine arăți în sfârșit? Aoleu, dar în ce hal pot? Dar unde te duci, la agățat? Dar la poți ce să te... mă mai cer, te rog frumos! Vreau să-l agăț pe George și poate așa îl atrag. Parcă din zi în zi se transformă și nu e vina mea. Parcă cineva o pune să facă ceva ce nu trebuie. Dar nu, așa ceva nu. Nu poți să ieși din casă. De ce? Arăți îngrozitor de rău. Ce vrei, să rămân în casă? Așa nu mai fac nicio prietenă niciodată. Hai că nu sunt chiar atât de, cum zici tu, de agățat. Nu știu ce să zic, nu sunt de acord. Dar arăți îngrozitor. Deci nu poți să mă uit la tine de acord. Cu rujul ăla, deci ți-ai dat o tonă, zici că ai 30 de ani. Dar poți să rog frumos să mă scutezi, să nu mai... 30 de ani îți dau. Nu pot să-mi explic ce se întâmplă, dar știu că nu e bine ce se întâmplă. Da, nu mă mai încerc, dar te rog eu frumos, da? Măi, fată, nu poți să ieși așa din casă. Deci crede-mă, nu arăți bine, nu e ok. Lasă-mă tu și că dacă stau așa nu mă mai ia nimeni, niciun prieten, niciun iubit, nimeni. Eu trebuie să mă integrez cumva în gașca asta de prieteni pe care eu mi-am format-o, așa că scutește-mă. Da, e adevărat că trebuie să-ți faci prieteni. Dar nu așa, tu trebuie să fii tu unică. Lasă, să... și eu sunt unică așa cum sunt, da? Mătușa mea n-are cum să mă înțeleagă. De fapt, nu m-a înțeles niciodată. Plus că e și din altă eră. Și soție de colonel. Că nu sunt deplasată. Nu trebuie să copiezi pe nimeni. Dar nu trebuie să arăți pe nimeni. Nu tu, copiezi. Trebuie să fii unică. Hai, lasă-mă tu și scutește-mă, da? Am vorbit cu mami și mi-a zis că e bine așa cum am îmbrăcat, că sunt și eu fată, trebuie să arăt și eu aranjată, frumoasă. Mami e la 3000 de kilometri, eu sunt aici. Sora mea normal că îi dă apă la moară, îi dă voie, pentru că, bineînțeles, e ușor să fii mamă de la distanță, de la 3000 de kilometri. Deci... Ea e acolo, eu sunt aici. Deci nu da, cred că înțeles, poți să faci da, ce vrei trebuie tu. Să fac și eu prieteni și să mă integrez și eu cumva și tu nu ești mama mea ca să-mi dai mie sfaturi ce să fac și ce să nu fac, bine? Așa că nu te mai lua de mine, te rog frumos. M-am săturat să ascult de tine. Maria s-a dus după bani și bani s-a făcut. Ar putea să-i spună fetei adevărul, dar e rușine. Ce schimbare de atitudine! Alina începe să fie tot mai răzvrătită, iar îndrumările Adrianei pălesc în fața influențelor anturajului. Dar oare să fie potrivită calea aleasă de această copilă? De
ce nu înțeleg de ce trebuie să așteptăm pe asta? Hai mă cap, ai văzut-o, e mă, să ai trimite bani. Hai mă, tragem și noi de ea, ne folosim de ea. Băi, stăm cu toții la ora clasei, sincer acum. Hai mă, că ai văzut-o să sincer. Care mă? Și tu cu bani. Ai văzut-o pe asta că face ce-i zicem noi? Ai văzut-o numai. Păi să facă, că dacă nu... O învățăm noi, așa, o modelăm. Oricum, ne facem de rușine cu ea peste tot. Mi-e și rușine că ieșim în lume cu ea. Asta o modelăm noi, asta e calutul. Imediat o modelăm cum vrem. Stai tu liniștită. Dar nu vezi că nu mai bagă nimeni în seamă de când stăm cu ea? Haide mă, Bianca, că am vorbit eu cu ea. Stai să vezi. Ce să zic. Iar mă enervează, frate. Când o văd cu fața aia, îmi vine să o trimit acasă. Să se ducă la mănăstire undeva. Am vorbit cu ea să vezi că o să se schimbe. Mă, lasă-o, mă, că nu e. O să râdă tot liceul de noi dacă o primim pe asta în grupul nostru. Eu nu sunt de acord. O să ne chinuim puțin cu fata asta. Dar nu-i nimic, că nu-i pe degeaba. Avem ce câștiga. Uită-mă pe asta cum merge, frate. Hai mă, că... Ai că face mișto de asta. Tu crezi că ai uitat cum mergeai tu în clasa nouă. Păi, dar n-ai cum așa. Salut! Bună, bună, dar ce ne-am aranjat, altceva, da? Am lăsat și ochelarii acasă, sex, mă, da. Sex. Nu mă simt chiar confortabil așa, dar am înțeles, trebuie să fac ceva ca să intru în grupul ăsta. Ei, uite, de aici mai merge, ia, vin aici. De aici merge, dar de aici ce faci, fată? Nu e bine? Nu e bine. Mă, noi te-am mai văzut și în anii trecuți, când erai în rochie, în asta. Ai picioarele frumoase, de ce le ascunzi? Ia și tu o fustiță, un pantalon scurt, că doar n-ai văzut pe noi cum ne îmbrăcăm. Deci uite că se poate, dar cu mersul ăla degeaba poți te îmbraci tu cum vrei. Bă, cu mersul ăla nu ai cum. Mă, cum am mai mers pe tocuri, nu știu. Nu știi. Asta ia, mai mergi odată, te rog frumos. Hai că eu așa cu tine nu pot să merg pe stradă, serios, hai du-te. Mai mergi odată, te rog eu. Ce mersi ăsta, fată? Uite-te, uite-te, te rog frumos puțin. Mă, e bine? Și tu erai la fel, mai taci din voi. Bianca e prea obtuză, ea nu vede ce potențial are Alina. Alina e plină de bani, provine dintr-o familie plină de bani, iar noi avem nevoie de bani. Mergi și tu mai drept. Așa. Cum? Și încearcă să mai miști șolduri când mergi. Să ai pe băieții la ce să se uite. Da? Da. Hai. Hai, pieptul în față. Pieptul în față. Așa. Vezi? Da, așa, pe, bă, mergi mai dreaptă, mai cu încredere în tine, că nu merg bine. Așa cu tine pe stradă, serios. Mă, termină, chiar așa nu-ți place? Mie îmi place cum arată. E ok. Nu mi-am imaginat că o să fie atât de dificil să fiu ca ele. De-aia ce-și imagina, că stă cu noi degeaba? Dacă vrei să stai cu șmecherii, trebuie să plătești. Ai și tu bani la tine? Da. Da? Ia, scoate să vedem câți bani ai. Am pe car, nu am cash. Deci să înțeleg că tu vrei să fii prietene cu noi. Bă, nu ești eu de ce ai vrea tu așa să fii prietenă cu noi, nu? Da. Ce facem noi acum? Mergem și luăm ceva de băut și suntem prietene. Asta e prima ta misiune, e să ne ieși nouă ceva de băut. Suc. Suc. Nu? Suc? Bă, fată, tu chiar nu ești... Ia mă și tu o tărie. Pus mâna aia să vezi. Alcool? Eu n-am pus gura în viața mea pe alcool. Cum să bem alcool? Eu nu am mai băut, nu știu. Și nu-mi dă voie tu și să beau. Vai, ori te duci și faci jos de ceva, că ești fată de șteaptă tu, da? E tu și pe aici și vede? Nu, dar se uită pe istoricul cardului și vede ce cumpăr. Scoți și tu banii de la bancă. Ai, trebuie să te învăț, eu te descurci. Dacă vrei să fii cu noi, ești fată de șteaptă. Hai, păi îți arăși tu țâțele puțin, poate nu ai nevoie de bani. Acolo pe card apare numai de unde e. Nu ce e exact. Ok, pot să fac asta pentru voi. Așa. Acum? Acum te duci. Hai, arată-ne că poți să fii din grupul nostru, să nu mai faci de rușine. Ok, o să mă duc. De asta ți-ai ieși bine? Da, te așteptăm. Dar ești tu ceva bun. Și... Ai înțeles? Nu, dacă îmi vii cu suc, dacă îți dau reușești, cap. Dacă faci totul bine, piluța albă. Mi-e clar. Dacă vreau să le intru în grații, trebuie să fac ce spun ele. Hai, du-te. Dar nu pot să iau, că nu am buletin și o să mă trebuie de buletin. Nu pot. Nu se aere, mă, nimeni. Aici, la col, nu te întreabă nimeni. Hai, lasă-mă, te. Ați mai fost la voi și știți? Da, normal. Acum, oricum, n-am acum, ești ok. Ești hai, bine, deci dacă nu mi-e vina voastră, da? Mă duc. Haide, hai, du-te. Ce suc vreți? Dă mere, ia ce vrei tu, dar alcool să iei, înțelegi? Și dacă mi-ai alcool din ăla ieftin, vezi că te trimit acasă.
Nu, potolește-te. Ele sunt cele mai populare fete din clasă și vreau să fie prietenele mele. Alo, Mersu, nu vreau să vă... Te-am învățat să mergi, mai merge ca o capră. Potolește-te. Începe să-mi plac, Alina. Aș putea să consider servitoarea mea. Deci fii atentă că tu mi-ai adus-o pe cap. Dacă în 10 minute nu se întoarce și nu ia ce trebuie, eu am plecat. Te las cu ea pe cap să-ți revii, că nu mai... Nu-ți convine nimic. Păi, băbune! Ne-am lămurit ce presupune popularitatea în rândul liceenilor, alcool ținute cât mai provocatoare și atitudine impertinentă. Din păcate, acesta este grupul din care vrei să faci parte, Alina dragă. Ea nu reprezintă decât o pradă ușoară pentru cele două colegi ale ei, dar și o sursă de bani. Ultima conversație cu nepoata ei i-a dat de gândit Adrianei, deci o discuție cu mama Alinei devine necesară, nu-i așa? Exact la tine mă gândeam acum. Exact la tine mă gândeam. Ce faci, soră mea? De ce? Ce s-a întâmplat? Ce să spun? Cred că am pierdut-o din mână pe Fita. Deci nu știu ce să mă mai fac cu ea. Deci nu știu cum să o mai scot la capăt cu ea. Măi, liniștește-te. Este foarte tânără, mă. Lasă-o și pe ea să se distreze. Eu las să distreze, dar... Cred că s-a apucat și de fumat. Îi miros hainele când vine. Deci e ceva în neregulă cu ea. Mi-e frică că se duce prin cluburi. Odată îi pune unul ceva în pahar și numai om i s-a stricat toată viața. Știi ce zic? Măi, să știi că eu am discutat cu ea ca de la mamă la fică. Și să știi că chiar am încredere în ea. Crede-mă, este un copil bun. Mă doare că nu sunt lângă fica mea. Dar stau departe de ea. Tot pentru ea. Iar... Când miroase a țigări, probabil că stă lângă colegii ei la școală, probabil. Dar eu știu foarte bine și cred că ea... Eu n-am încredere în ea. Eu n-am încredere în ea și nici tu n-ar trebui să ai. Deci nu știi ce... Păi unde umblă și cu cine și ce face, deci cum a plecat îmbrăcată, nu vrei să știi. Măi, eu stau de vorbă în fiecare seară, crede-mă, stau de vorbă cu orele. Și îi spun și îi explic foarte multe, ca de la mamă la fică, crede-mă. Pe bune, stai de vorbă de la 3000 de kilometri, mamă, fică, vorbești serios? Eu sunt lângă ea aici toată ziua. Eu sunt mama aici. Stau eu de vorbă cu ea. Important este că eu știu exact, este copilul meu. Și am toată încrederea, știu că este un copil bun. Știu și ea se ferește, știe să se ferească de pericole, crede-mă. Da, crede-mă, știe să ferească, nu, de pericole și pe unde să duce și cum arată, nu vrei să știi, te îngrozești. Deci nu poți să fii mamă de la... Ești plecată de 4 ani, de 2 ani n-ai mai dat pe acasă. Deci nu poți să fii mamă de la distanță, să nu-ți vezi fata crescând. Deci ai ales banii. Mi-a murit soțul când aveam 38 de ani. Aveam un copil de 8 ani. Ce era să fac? Datorii la bancă, încotro să o iau. Ce era? Unde era să mă duc? Să fur? Să fac ce? Dar nu pot să cred că când spui așa ceva... Îi ratezi viața. Bine, că nu am plecat de bine. Știi foarte bine care este situația mea. Nu am plecat de bine. Sunt foarte supărată pe sora mea. Nu înțeleg ce mentalitate are. A ales Italia, a ales banii și nu vrea să-și vadă fata crescând. Nu mă condamna. Eu nu te condamn, dar ai ales... banii în detrimentul vieții fiicei tale. Tu ești sora mea și știu foarte bine că nu există un alt om de încredere și care s-o poată iubi mai mult decât o iubești tu. De aceea am toată încrederea. Deci te rog, relaxează-te, fii mai liniștită. Este tânără. Eu nu sunt liniștită. Eu când o văd aici ce face și cu cine umblă, mă îngrozesc. Deci tu ești mamă la distanță, eu sunt aici. Cu ea și încerc să o cresc cum pot eu mai bine. Mi-aș dori să fiu și eu ca ea, să nu muncesc și soțul să mă țină în puf, într-o vilă cu 3 etaje și să nu fac nimic. Știi, mai bine lași tot și vii acasă. Vii și muncești aici. O să fie alături de fata ta și o să o vezi crescând în continuare. Eu nu vin în țară cu 3000 de lei. Pe bune, am vorbit cu fica mea, după ce dă bacul, și termină cu toate examenele și tot, să știi că eu vin și o aduc aici. Doamne ferește, ce învață ea la tine acolo? Să fie cosmeticiană?
Nu vrei să facă o facultate, să ajungă și ea un om, ceva, să învețe carte? Cum? Ce să fac acolo? Ce să facă cu facultate? Nu faci absolut nimic aici în țara asta. O să ai 10 facultăți că în țara asta nu rezolv absolut nimic. Este clar că eu nu am să o las aici. Am vrut să mă salvez prin munca mea. Acum lucrez la un salon de cosmetică și sunt foarte bine văzută. Muncesc mult, dar banii pe care câștig îmi oferă o viață bună. Mie și fiicei mele. Știi ce? Cred că străinătatea și banii ți-au luat mințile. Cred că ai nebunit de tot. Ai uitat de copilul tău, ți-ai făcut altă viață acolo, nu știu, dar nu sunt deloc mulțumită de tine și ce faci. Nu-mi place deloc. Mă enervați și tu, și tu, și fita mă enervați. Lasă-mă în pace! O bănuiesc că și-a refăcut viața pe acolo. Și eu îi cresc fata pe aici. Am luat cele mai mari note, am fost prima din clasă. Asta. Sunt șefa clasei de atâția ani. De ce mă suspectezi? Ai ceva bani pe tine? 100 de euro, e bine 100 de euro? Ei, uite-te mă la tine! Ți-am zis eu mă că o să stea bine rochia asta. Mă, dar rău este. Oh. Haide mă, că nu e chiar atât de rău. O să te obișnuiești. Vrei să vii la ziua mea? E atentă că dacă vin la ziua ta, se lasă cu dragoste. Crezi că o să-mi stai bine? Asta îi place să joace roluri în dormitor, stai tu liniștită. Bea o gură. Faci curaj și te duci și spui că îl place, altfel o să stați așa o veșnicie. Tu crezi că mătușa ta, sânge din sângele tău, te-ar da pe mâna poliției? Bianca și Miruna au început să fie văzute tot mai des împreună cu Alina, care, fără o mamă prezentă în viața ei și condusă de mult întâlnita bravură tipică vârstei, are toate șansele să alunece pe o pantă nedorită. Dacă ne înșelăm sau nu, rămâne să aflăm în continuare. Hai că am dat-o și pe asta pe brază, mai vine odată? S-am zis eu. Data viitoare nu te mai îndoi de mine. Da, dar vezi că întârzi și mie nu-mi convine chestia asta. Trebuia să ne aștepte ea. Pe lângă că ea băutură un cap. Mai... Lasă un pic. Nu mai... Iar ai țipat de degeaba. Să vezi cum ți se urcă asta proastă în cap. Bună, hai, bună! Bună! Vai, da, păi uite altceva, fată, da, ca uite. Hai, nota 10 pentru azi. Îmi place? Uite, da, da. Așa mai zic și eu, dar ia-și tu o fustă, sincer, acum. Data viitoare. Hei, da, mai am merge așa. Am adus ce m-ați rugat să aduc. Da. Păi, altfel te primeam? Ei, știi că mereu aduc, nu? E destul de clar de ce vrea Alina să stea cu noi. Vrea să ajungă la George. Păi și nu ajutăm noi. Știi ceva, fată? Să nu crezi că acum noi te-am obligat sau ceva. Asta noi am cerut-o pentru tine. Nu, eu nu vreau. Ai, eu nu vreau, măi, fetelor. Nu, eu n-am băut niciodată, nu pot. Hai, fată, bea cu noi, nu-i problemă. Nu, nu pot. Hai, nu sunt obișnuită cu alcool. Prima dată e mai greu, după aia să vezi că o să te obișnuiești. Nu vreau, mersi, pentru voi am luat-o, chiar nu vreau. Ocură. Nu vreau. Haide, trebuie, dacă vrei să stai cu noi, nu o să poți să stai așa. Acum, în ziua mare, așa, în față la toată. Da, mă, e George aici. E și George acolo, în spate. E George aici? Da. Acum? Da. Fără îndoială e îndrăgostită de el. Am văzut-o cum îi scrie numele, cum îl urmărește prin clasă, e obsedată. Ascultă-mă, o să ai curaj să-i spui lui George tot ce ai tu pe suflet. O să scapi de toate inhibițiile. Asta e soluția. Ne pentru tine am luat-o să te ajutăm. Eu nu știu ce să-i spun. Haide mă, iau o gură de aici, o să-ți faci curaj să te duci la el să-i spui că îmi placi. Că știm că și el te place pe tine. Cum adică îmi place George pe da, mine? Te da, te place. De unde știți? Adică de unde știm? Păi, dar de ce crezi că se tot bagă în seamă cu tine să-l ajuți la teme, la teste? Nu e logic? Da! Wow, nu știu. Dar vezi că dacă o să fie rău, eu nu beau, nu știu ce, nu o să te bage în seamă. Noi încercăm să ajutăm, dar tu... Da, mă, ascultă-ne, până ia și tu aici o gură, două, să scapi de inhibiții, haide, să-ți faci curaj. Bei o gură și spui că-l placi. Nu te îmbezi, nu, dintr-o haide, guriță. Dintr-o gură, bea o gură. Îți faci curaj și te duci și spui că îl place, altfel o să stați așa o veșnicie. Nu cred că o gură de alcool rezolvă problema. Am niște emoții de n-am avut în viața mea. Nici nu-mi place cu miroase, sincer. Nu pot să beau, n-am mai băut. Dacă mă îmbăt, dacă mi se face nu rău. Nu te îmbeți, Alina. Te îmbeți. Alina, uită-te la noi. Tu și eu nu am... De la o gură, fetelor. Noi bem sticle întregi și nu avem nimic. Doamne, tu crezi că o să se întâmple ceva de la o gură? Dacă mă îmbăt, dacă ajung la spital. Suntem noi aici. Acum. Dacă nu o să te bage George niciodată în seamă. Suntem la 200 de metri. Și dacă beau asta, voi credeți
Adică o să mă bagi în seamă? O să te bagi în seamă dacă bei, dacă nu o să stai înapoi în banca ta. O să te bagi în seamă dacă te duci la el, dar dacă nu bei, nu o să ai curajul. Ați mai băut voi așa ceva? Am băut sticle întregi, fată, te rog frumos, ia o gură și gata, că deja mă enervez, iarăși te trimit acasă. Îmi place mult de el. Hai, de... Te duci, băi, curajul și du-te la el. Bine, mă. Haide. Hai, 1, 2, 3 și... Dar cât mai stai să miroși sticla aia, că se bea, nu se miroase, sincer. Bianca are dreptate. N-am cum să fiu cu George dacă nu îi spun că îmi place de el. Haide. Haide. Bine, mă. Nu mai trage. Hai. Cum să ai, mă, aproape 18 ani și să nu pui vreodată gura pe alcool? Pe ce lumea a trăit? Mamă, dar rău este. Haide, mă, că nu e chiar atât de rău. O să te obișnuiești. Hai. Uite, m-am murdărit și cu de ruj. E ok. Du-te că e ok, da, haide. Gata, mă duc. Hai că am dat-o pe brazdă. Și am picat bine și în fața lui George. Dar lasă sticla aici. Sticla lasă la noi, tu du-te la el. Sunt bine? Arăt bine? Da, ești bine, du-te. Cred că întindem puțin coarda și George o să o ia la mișto. Dar nu-mi pasă. Am de ce să râd. Alina are prea multă încredere în Miruna și în Bianca, pe care le consideră prietenele ei, niște adolescente scăpate din mâna părinților, dar și răutăcioase îndeajuns cât să se distreze pe seama colegei lor. Doar că, suficient de naivă și îndrăgostită orbește, Alina chiar vrea ca George să o placă, însă... Bună, George! Oh, aleu! Bună! Mai e supărat pe mine? Ce întrebare, tu ce crezi? Păi mă, fată, din cauza ta, eu am luat 2. Îmi pare rău, n-am vrut să iei 2, eu chiar am vrut să te ajut. Ai văzut că și eu am luat notă mică. Da, ce amuzant ești tu acum. N-ai vrut, dar uite că s-a întâmplat. Acum vreau să-mi remediez situația, nu știu cum faci. Te ajut. Păi gândește-te, păi ce... Cu ce vrei să te ajut? Urmează testul la biologie. Da? Nu știu cum îl faci, cum ne faci, vreau să scrii 10 pe foaia aia. Nu știu cum faci. Da, te ajut, dacă vrei, tu... Păi da, asta aș cam vrea să mă ajuți. Ce vrei acum? Ce vrei? Să te scoși la un suc pentru asta sau ce? Aș vrea. Ai vrea. Leșinata asta e în stare să facă orice pentru mine. Și am să o pun să facă, stați fără griji. Ai ceva bani pe tine? Acum? Nu, mâine. N-am, nu am bani. Logica acum. Când... Ai nevoie de bani? Nu, n-am nevoie. Păi vrei să te scot la suc? Ce, crezi să te scot pe banii mei? Cotizează dacă vrei ceva. Păi nu știu cum să faci. Păi nu știi cum să faci. N-ai bani, niciun ban pe tine? Nu am. Păi tu umbli așa pe stradă să rămpacă. Dar poți să cer dacă vrei. Vrei? Vrei să ieși? Logic că vreau să iau bani și să ies cu tine după aia. Vrei să ieși cu mine? Chiar pe bune? Chiar vrei să ieși? Da, foarte pe bune. Dar nu știu cum să facem. Cere-i și tu lui maică-ta. N-ai ce, de-aia-i da, părinți. Da, aș putea să-i cer lui mama niște cere-i bani. Cere-i lui maică-ta, cât? Și unde vrei să ieșim? Zic cât îi cer mai întâi, las cu ieșitul, că asta mă ocup cât eu. Cât ai tu nevoie, oricât, eu fac orice pentru tine. Indiferent ce-mi cere, eu îi dau. Pentru băiatul ăsta fac orice. 100 de euro, e bine 100 de euro? Ce faceți, mă, vorbiți de valută? Ai noroc. Ce faci? Da, hai că ți s-a căzit și berea. Stai un pic, aveam pe aici, ia un lucru, eram în dilemă. Așa, ce să vorbești de bani aici, da? Probleme în paradis. Bă, ia? Deci 100 de euro, tu te gândești? Da. Ce fac eu cu 100 de euro? Dar nu poți să cer mai mult, George. Ei, nu poți mai, să cer. Mai înainte să-mi cumpăr haine, nu, ei, nu pot. Ei, na, bă, tu l-ai pe lung în gură, vezi că dacă vrei ceva cu mine, nu trebuie să existe. Bine, fac. Da? Bun. Tu, mătușa, n-avea o cafenea, ceva de genul? Te băgăm lăsă-i, că e problemă în paradis. Vrei să ieși mi-a cafenea la tușii? Pe George l-am învățat cum stă treaba în București. Aici n-ai cum să mori de foame dacă ești puțin isteț. Sper să fie isteț de data asta. Te duci tu la tușii, da, și vezi cum faci să ștergi praful pe la cutia de bani. Da? Pe la casa de la marcat, ștergi praful frumos pe acolo și să ți se lipească. Ce? George, te duci nu frumos, să ceva. Nu te ștergi praful și uite să mai pică și ții 4500 de euro în buzunar. Nu, nu poți să faci. Ei, nu poți să faci așa ceva. Păi, bă, vrei să te scoți sau nu? Stai, mă, ușor, că ai luat-o tare și o sperii. N-ai înțeles ce vrea să zic. Nu vrea să te pună în pericol. El zice în felul următor. Te duci pe la mătușa pe acolo, te dai cu lugu-lugu cu ea și când pești, se lipesc și ție, dă mână niște bănuți. Nu mă ducea capul să profit după urma ei, da? M-au ajutat prietenii să-mi dau seama ce sursă e. Tot noi să te învățăm, pe cum nu poți, mă, băi, pot, fii atent. Nu vrei, nu poți. Da, exact, nu există, nu pot, există, nu vreau. Fii atentă. Eu nu mai fac asta, George, băi, dacă mă prinde băi, poliția. Băi, tași, mă, că tot eu te rezolv, dacă tu n-ai cap să gândești. Fii atentă. Cum facem? Mă pui într-o situație imposibilă. Băi, taci, ca să poți să-ți zic ce ai de făcut. Deci,
ai camere pe acolo, bănuiești. Știi ce sale a camerei de filmat, da? Ai idei? Da? Da? E bine, înseamnă că ești deșteaptă. Fata asta e din nota 10, dar așa greu înțelegi niște lucruri, zici că e tută. Dacă îl fac să se îndrăgostească de mine și să fie al meu, poate că ne mutăm din casa mătușii, împreună cu el, într-un apartament. Și ceea ce zice el, nu-i nimic, nu te face să decazi, nu te face să te transformi într-o hoață. Pentru că n-ar avea cum să afle nimeni că tu ai luat banii. Da, mă. Tu și poți să afle chestia asta. N-are mă. Și dacă află, tu crezi că mătușa ta, sânge din sângele tău, te-ar da pe mâna poliției? O gândești bine, da. Vezi cum o împachetezi, iasă totul bine, aștepți să pleacă mătușa, așa, analizezi, hai că nu-i greu, mă, că doar localul familiei. E ușor să spui asta, dar eu n-am mai făcut asta, George. Și ce vrei, mă, să mă duc eu? Eu nu știu unde e tabloul ăla, eu nu știu unde-s camerele, eu nu știu ce trebuie să opresc. Tu știi tot ce mișcă pe acolo. La cum o abordează el pe tocilara asta, nu o să câștige nimic. Dar o să avem noi grijă să-l învățăm cum să ia tot de la ea. Vrei, mă, să ieși cu el? Vrei să... Da, normal. Păi atunci pune mâna și fă ceva, demonstrează-i băiatului că-l iubești și atunci... Cât o lungim noi aici, atât deja erai cu banii înapoi. Pă bune acum. Bine. Hai, du-te, vezi, fă-ți de drum și hai să o rezolvi mai repede, că până mâine nu te mai scol la suc. Azi e șansa ta, dacă nu mi-i aduci azi, atunci ia-ți gândul. De ce te uiți la mine? Că nu știu. Eu mai mult dată n-am cu ce să te ajut. Okay. Poate să te ajute, te îndeplinește-i ajută. Dorința asta și poate să-ți îndeplinească și el, da. Multe alte dorințe. Așa că vezi cum faci. Și dacă vrei părerea mea sinceră, vouă chiar v-ar sta bine împreună. Bun, hai, fugi. Pa. Hai, pa, pa, hai, pa, lasă, hai, pa, pa, hai, fugi repede, hai că vine seara și după aia nu mai primești niciun suc. Haide, fugi. După știu ce urmează. Îl invit la mine la petrecere și după e al meu. Nu este bine deloc ce se întâmplă. Vestea că Alina are bani și mătușa ei o situație financiară foarte bună pare că nu este un secret pentru George, care, influențat la rândul lui de niște tovarăși mai mari ca el, tocmai i-a propus adolescentei noastre să comită un furt. Ne intrigă prezența acestor indivizi suspecți pe care îi revedem pentru a doua oară prin preajma lui George. Oare cine sunt de fapt și ce hram poartă? Dacă vrei să faci bani, trebuie să ai răbdare. Dacă tu o ieși și o repezi așa mereu, crezi că la un moment o să zică, bă, dar cine sunt eu, mă, să-și bată la joc de mine? Lasă-o în pace, vezi că ta poate, iau ușor. Fii atent. Tu te din asta nu prea ai ce să faci. Zic o chestie. Nu pierde pe fata asta. Nu pierd. Pentru că e exact ce ai tu nevoie. Dacă era un pic mai isteață, crede-mă, că îți dădea cu jet, da? Deci nu pierde pe asta, că e vacă de mulți. Alina, nu ai idee de cine te-ai îndrăgostit și ce urzește pe la spatele tău, însă tot ce sperăm acum este ca ea să nu intre în jocul murdar al celor trei. Ceau, Tușii! Hei, bună! Ce faci? Ai fumat! Nu am fumat! Mamă, miroși, mă, fată! Nu, n-am fumat! Ce se pare? Nu e de la mine. Sigur e, îți miroase și părul. Nu e! Ia arată, ce ai prin geantă? Ai țigări? Nu! Mă, deci eu cred că ai. Nu am. Dacă era fata mea, poate o lăsam mai liberă. Dar e fata surorii mele și mai mult trebuie să am grijă de ea. E un obicei foarte prost și tu ești o fată atât de cu minte și silitoare. Păi cum ai crescut tu? Nu ai încredere în mine? Păi am încredere, dar nu trebuie să fumezi, crede-mă. Știi de ce am venit tu și? Ia zi. Bine ziua mea și aș vrea să mă duc și eu în club cu fetele. Doamne ferește, nici pomeneală. Hai mă, tu și eu... Acolo e o nebunie în club. Dar nu m-ai lăsat niciodată. Odată îți spune unul ceva în băutură și... Ei, nu-mi spune. Aia ți s-a stricat toată viața. Eu oricum nu beau. Mă duc doar să mă distrez. Știi că îmi place să dansez. Hai, mă las, te rog. Nu te las în club, nu. În club e noaptea, eu nu pot să vin cu tine și eu și unchiul tău nu am fi de acord. Nu, categoric nu. Niciodată nu lăsa să fac nimic. Mama m-ar fi lăsat. Nu cred. Lasă, mai că te-ai departe, la 3000 de kilometri. Dar ea mă susține și cred că ar fi de acord. Da, susținutul de la distanță, nu știu ce să zic, dacă era aici, dar nu e. Mai gândește-te. E o vârstă delicată cu probleme. Dacă o îndepărtez, nu e bine. Trebuie să mi-o fac prietenă să fie de partea mea. Deci, atentă, m-am gândit. Facem la noi și așa avem casă mare, dar voi să plecați, că... Na. Dar de ce să plecăm? De ce să plecăm noi de acasă? N-am înțeles. Păi să fiu și eu singură, știi, toată lumea... Casă, ce faceți când sunteți singuri? Ți-e rușine cu noi? Nu, absolut deloc, Tușii, dar... Suntem atât de demodați, atât de... Nu, măi, Tușii, dar tu nu înțelegi, nu se mai fac petrecerile cu... Foarte bine.
adulți. Ce vrei să faci? Să aduceți alcool? Să faceți prostii, să fiți voi stăpân pe casă. Dar nu să... e vorba despre alcool și prostii. E, tu chiar cum? Nu. Dar ce să faceți? Beți suc, cred? Sau... Dar și, da și cum să mă petrec? Zi-mi tu cum să mă petrec. Te petrești, dar să fim și noi acolo. Deci să da, fim și noi ca acolo. La un an. E greu să ascund asta. Am și emoții. Dar da, am nevoie de ceva de la ea acum. Dacă se îmbată băieții sau cine știe ce se întâmplă acolo. Bun, și, se... și am și 18 ani. Poate că am și eu nevoie de un băiat sau poate că am nevoie de niște prietene. Nu mă lași, mă țineți în de casă ea. Mereu. De acord că să faci, dar o să vedem dacă facem așa sau nu. Nu știu, o să ne gândim. Te rog să vorbești cu unchiul și sunt sigur. Uite, vorbește și cu mami, că mami mă lasă. Păi mami te lasă, că mami e departe. Dacă ar fi aici, poate nu te-ar lăsa. Eu sunt sigură că m-ar lăsa. Te rog din suflet, că îmi doresc și eu. Știi că am învățat mereu. Nu am ieșit din cuvântul vostru. Am fost acasă la timp. Am luat cele mai mari note. Am fost prima din clasă. Asta. Sunt șefa clasei de atâția ani. Nu pot să spun nu la tot. Trebuie să fac și cum vrea ea. De ce mă suspectezi? Ți-am dat ceva de bănuit? N-am înțeles cu ce ți-am greșit până la urmă. Te rog eu frumos, ai încredere în mine. Că știi că sunt o fată, sunt și eu acum matură, am crescut. Cred că poți să gestionezi o petrecere de genul ăsta tu și adică... De ce nu vrei? Te rog. Se pare periculos. Da, te înțeleg, e dar periculos. Ai încredere în mine, atât aș cer. Să ai încredere, că știi bine, că știi, eu știu să gestionez copiii o situație. Copiii de azi, la vârsta asta, sunt foarte periculoși. Știu, dar dacă eu nu fac petrecerea asta, nu o să mă integrez niciodată și o să rămân singură. Vrei să rămân singură în viața asta, fără nu nimeni? Nu vreau asta, dar trebuie să-ți găsești persoanele potrivite cu care sunt să stai. Sunt persoanele potrivite, sunt colegii mei cu care am fost atâția ani în clasă și nimeni nu m-a băgat în seamă. E momentul meu să fac și o petrecere. Și dacă voi mă ajutați tu și chiar... O să fiu fericită, te rog. Trebuie să vorbesc cu unchiul tău și o să vedem. Tu știi că eu n-aș chema pe niște derbedei în casă? Eu știu că ești fată cu minte, dar așa vreau să rămâi, înțelegi? Așa o să rămân. Păi, îți promit. Doamne, te rog, ajută, deci fom, te rog, mă fost. Aoleu, stai că-mi sună telefon. Firar, e ăsta cu facturile. Du-te. Stai că trebuie să răspund. Dar să te gândești la ce am vorbit, da? Da. Alo? Da. Alina îi ascunde Adrianei situația ei școlară, care nu mai este la fel de bună ca altădată și nici nu pomenește nimic de calitatea îndoielnică a colegilor ei, pe care îi copiază tot mai mult. Iar acum... Dacă îi ceream, nu îmi dădea niciodată. Ea nu e de acord cu nimic. Nu îmi fac griji că o să le ducă lipsa. Are bani cu sacul. Oricât de mulți bani ar avea mătușa ta, ce faci tu este incalificabil. Se pare că influența nefastă a anturajului începe să se reflecte în comportamentul Alinei și nu este bine deloc. După ce Alina i-a sustras banii mătușii, se grăbește la întâlnirea cu George, care o așteaptă nerăbdător. Dar oare de ce întâlnim din nou pe tovarășii lui? De ce te-am luat pe lângă noi? Da? Știu. Că ai zis că faci în așa fel încât să ne fie bine. Ți oferim protecție... Te-am ridicat, te-am băgat în lumea bună, că ai venit de la Brăila, de acolo, încerc să fiu, ți-o cam luai pe stradă, da? Ne-i ca nimeni. Ți oferim protecție, dar știi cum? La noi, la buzunar, nu prea se simte nimic. Am zis că se începe treaba, dar ți-am zis să ai răbdare, că nu totul se face, ai bătut din palme, totul se rezolvă. Păi, Gogule, știi care e faza noi, că ne cam pierdem timp, uite. Lasă că... Noi am produs astăzi. De la alții. Bravo, de la tine ce produs. Păi de la tine ce produce? Te nu trebuie să-mi vină păi, și tu nu produci decât panică și haos până acum. Am zis să aștepți un pic. Păi aștept. Să-mi vină banca, băi, că George... banca mea e pe drum acum. Noi suntem escroși de meserie și avem și noi nevoie să ieșim la pensie. Numai că ne trebuie niște săgeți, iar George e perfect pentru treaba asta. Noi nu te-am învățat cum să te îndrăgostești de fete, da? Ele trebuie să îndrăgostească de tine și tu trebuie să faci curat, înțelegi? Pe cine s-a îndrăgostit de cine? Băi, o știți pe ochelarista aia? Trebuie luat încet, că e mai... Fraier, ai văzut-o și tu cum e, că ai văzut-o cum e, timorată, păi... nu pot să o iau, hai, fă aia și cu aia. Faza e că fata asta e otocilară. Așa. Și eu cred că tu vrei să-ți vezi interesul, să nu te bată tacto că nu intri în bac, te ții de ea că învață bine, să-ți facă ție lucrările n-are și... N-are mă treaba, asta e una, că și normal, că am nevoie și pentru mine. Păi am nevoie și pentru asta. George, nu trebuie scăpat din ochi. Ia inițiative proaste și atunci noi avem de pierdut. Nu ne convine.
Deci stai așa că nu vede nimic din ce e acolo mâna lui. Ei, toți sunt ai noștri, ca să știi. Unde o faci? Acasă la mine, la vilă. Olio, acasă la tine, bă, la câți bani ai tu, mă așteptam și eu la un snagov, la ce, acasă la tine, parcă suntem pe vremea lui maică-mea și a lui taică-mea. O să fie foarte frumos, să știi. Hai, mă, nu vă mai feriți. Ce ziceai acolo de snagov? Bă, îți faci ziua la o vilă? Da. Cu piscină, frumos? Nu, acasă. O închiriezi un weekend? Da, mă, faci ca pe vremea lui Ceaușescu, când venea mama cu salata băf. Nu, păi și ce facem? Tu aduci ardeii, tu aduci castraveți, veni și noi. O să fie foarte frumos. Eu vin. M-a lăsat și și da? Tu. Ne primești? Da. Așa, cum să nu? Așa. Dacă vine George... Păi vine și George, cum să nu vină? Și eu, cum să nu? Dar ți-am zis care-i condiția. Da. Nu prea mă încred eu în puștiul ăsta, dar a promis că are o surpriză pentru noi. După vă să te prezint și Lutușii? Stai, mă, fată, oprește acceleratul, că nu... Ușor, ușor, bă, calm. Bă, că toți cei de accelerat, mă, știi că trebuia să mergem... Da, uite cum stă treaba. Uite, eu cu băieții am niște treabă. Poate te și rețin, poate ai treabă. Nu mă rețin, îmi place să stau cu așa, tine. Așa, mă bucur. Știi, ideea, nu te-ai auto-invita, că unde mergem noi nu e treabă da, de fete. Pre... Da, nu, e, adică... nu, nu te... Eu aș veni, că nu am nimic de fete. Stai liniștită că ne ducem metrou noi. E mai aproape decât unde mergem. Noi te urci frumos în metrou, știi? Pornești, te duci acasă uh-huh. și noi ne vedem. Mă așteptam să petrecem mai mult timp împreună. Dar să o luăm încet. O să vină și ziua aia, sunt sigură. Păi vă vedeți, voi. Ce? Da, mă, bine, hai că mergi. Nu, hai, fugi, hai, poate ai treabă, hai, hai. Ne pui naș. Vezi, poate ai treabă. Haide. M-a pupat. Chiar m-a pupat. M-a pupat, yes! Așa, bun, așa, deci. Da, bă, da, bă. Hai, mă, așa, cât ți-arată aici? Păi nu am zis că împărțim tot? Păi, care-i împărțeala? Între voi doi? Suntem trei. Fii atent. Care trei? Una mie. Tu. Eu păi sunt ce produs până acum. Așa. Și tu ai câștigat experiență. Data viitoare îți dăm și ție, da? Nu-mi convine că m-au lăsat fără bani. Dar ce pot să fac? Tot ce știu, de la ei știu. Să n-au că se răzgândește asta și că vină doar tu sau stai așa, calm, da? Nu, că dacă nu vă bag cu japca și tot veniți. Trebuie să ajungem acolo și asigură-te că avem acces, da? Da. Eu vin cu ăsta și facem curățenie. Acolo sigur găsim bijuterii, lucruri scumpe, că ai zis că... Bă, dă, pare, garantezi pare. Asta? Pare fraieră, dar nu-i fraieră. Băi, hai mai să bem. Hai, te învățăm și la băutură. Și crezi că ce faci tu, George, dragă, este motiv de mândrie? În fapt, ești doar o unealtă de care se folosesc cei doi excroci și nu realizezi că, de fapt, nu ai învățat nimic onorabil. Ești doar un mic excroc în devenire, care profită de sentimentele Alinei. Știi că vreau să-mi fac petrecerea de ziua mea? Da. Așa, și am vorbit cu Tușii ca să mă lase să mă duc în club și nu vrea deloc să mă lase. Știi tu cum e foarte autoritară, că unchiu, că... Așa. Și acum am ieșit afară ca să nu mă audă și aș vrea tare mult să o încerci tu, să o convingi pe ea să mă lase să fac o petrecere, dacă nu în club, să-mi fac aici acasă, la vilă. Vrei? Poți să o convingi tu, te rog, eu frumos. Da, iubita mea, cum să nu? Lăsă că vorbesc eu cu ea, da. Cum să nu? Normal, că... Și, mami? Te înțeleg, da. Poți să-mi trimiți, te rog, și niște bani? Poți... Da. Te rog. Trimite mami bani. Că am cheltuială mare și... Da, da. Trimite mami bani și stai liniște că vorbesc eu cu ea, da? Te rog. Vorbesc eu cu ea. Mi-ar fi plăcut să fii și tu aici. Da, mămica, știu, și mie, iubita mea. Te iubește mami și mă gândesc la tine tot timpul. Și eu te iubesc, mami. Bine, hai că mă duc în casă. Bine, mami, te iubesc. Hai, mulțumesc, mulțumesc. Maria, dragă, ce ușor este să spui te iubesc de la distanță fără să te implici activ în viața fiicei tale și o susții pe Alina în tot ce își propune ea, fără să te gândești la eventualele consecințe. Au trecut câteva zile și Alina a făcut toate pregătirile pentru mult așteptata petrecere de majorat. Ea a primit acordul mătușii să rămână în vilă doar cu invitații ei. Prima care își face apariție este Miruna, îmbrăcată așa cum sunt obișnuite elevele populare, parcă așa le numea gazda noastră, nu? Am emoții pentru ziua mea. Sper să fie toți mulțumiți de ce am pregătit. Și de acum înainte să mă aprecieze și pe mine mai mult. Sărbătorito! Ia, mamă! Bună, Miruna! Mamă! Ce faci? Mă, dar te-ai dat pe brază! Ia uite-te, mă, la tine! Ți-am zis eu, mă, că o să stea bine rochea asta. Mersi. Cu ce să te servesc? Mamă! Am luat de toate, să știi. Mă, dar tu ai luat băutură de aia de calitate, de bani mulți. Cum ai reușit, mă? Ei, mi-a trimis mama bani. Mi-aș fi dorit să fie și mami aici lângă mine. Însă nu sunt atât de supărată. M-am obișnuit.
În ultimii ani nu mi-a fost alături. Mi-am dat seama că avem mai multe de câștigat dacă suntem prietene. Dar nu mă așteptam să se agite atât. A făcut toate provocările pe care i le-am dat. Măi, eu ți-am luat aici un cadou. Vai, ce drăguț! Că știu că curând tu și George și poate o să fie de folos. Știi cum sunt bărbații? Trebuie să-i surprinzi și Miruna. Știu că lui George îi place... Așa ceva? Da, mă! Crezi că o să-mi stai mie bine? Lui ăsta îi place să joace roluri în dormitor, stai tu liniștită. Că am auzit de la el. Cum stă? Stă bine! Mai ești pregătită să faci pasul ăsta cu George? Normal că sunt pregătită, da? Ce ai? Da! Am mai făcut asta doar. Vezi că aia de la clasa elaltă, Iulia, e cu ochii pe el. Ei, serios? Da, așa că ai grijă. Tu vorbești serios? Vorbesc foarte serios. Nu are nicio șansă, lasă că rezolv eu. Da. Mulțumesc tare mult pentru cadou, ești foarte drăguță. Da, normal. Vreau să-ți fie bine, nu? Da. Și mă, totuși, ce să-ți dau de băut? Mă, stai liniștită, să mai vină și restul. Trebuie să vină și Bianca, da? Să vină și băieții. Mă, da, tare frumos din partea mamei tale că ți-a trimis atâția bani. Mâncarea asta să facă și ea pentru mine, știi că a fost plecat atâta timp? Știu, mă, știu. Pe ce, nu știi că și maică-mea lucrează la o multinațională, e plecată de dimineața până seara. Câteodată nici nu ne vedem cu zilele. Atâta timp când ne bagă bani pe card, ce mai contează, nu? Ei, bună, George! Oh, oh, da, frumoasă petrecere! Cum să nu? Hai, la mulți ani! Oh, stai! Bună, stai. Bună, la mulți ani! Băi, țineți-vă ca acasă! Stai că am uitat să-ți iau... La mulți ani! Un pic, o secundă, că am uitat ceva! O secundă! Deși la mulți ani! Eu mă pun aici, că m-am pus bine! Mă bucur că ați venit! Aici, eu acum te poftim! Am uitat să-ți luăm cadou, că noi am fost pe grabă! Noi știi cum suntem! La mulți ani, să ai parte de tot ce vrei tu! Foarte drăguț, mi-l pun aici! Da, uite, bravo, uite, se potrivește cu buzele. Cam... Da, e mare situația, nu? Așa, perfect. Stă bine? Stă foarte bine. Eu, ce schimbare radicală. Îți place, nu? Păi da, ia uite ce frumos ești. Da. Bravo. Vezi, mă, dacă m-am dus la cumpărături cu el? Uite-mă și câte băutură, dar bravo. Mi-a făcut o mică surpriză și mi-a trimis bani de toate băuturile astea. Ia uite ce grijă are mai cât. Sper că nu te deranjează dacă noi ne simțim ca la noi acasă. Da, eu le-am zis să se simtă ca la ei acasă. Da, bine ai făcut, George. Nu avem, trebuie să nu se simtă stânjeniți sau ceva. Voi, ca la voi acasă, nu? Ca la... Da. Asta, că aici o să ne facem veacul de acum. Deci, tuturor, practic. Păi, foarte frumos. Știți ce mă gândeam eu? Că totuși noi am venit toți așa cu mâna goală, dar de fapt adevăratul cadou e George și el ar vrea să-ți ofere cadou.
aș vrea să-ți ofer cadou, dar nu aici, de față cu toată lumea. În orice caz, da, dacă te... Vrei să mergem acum? Ei, noi ne descurcăm, adică să nu-ți faci griji, că băuturi avem, poate o să dăm drumul la muzică. Atmosfera, ne descurcăm. Da? Perfect, lasă-i că se descurcă, credem, când sunt prietenii mei, las, că n-au ei treabă. Distracție plăcută. Mulțumim, mulțumim, cum să nu. Nu mă așteptam să ajungem atât de repede în dormitor. Sper să mă descurc și să nu-l dezamăgesc. Fără pic de romantism, lipsit de bună creștere și fără să-i arate Alinei pic de respect, George și-a atins scopul. A ajuns cu Alina în dormitor, iar niște străini de proastă factură sunt lăsați nesupravegheați într-o vilă care acum le stă la dispoziție. Câtă inconștiență din partea Alinei! Te rog să nu fiu brutal. Da. Haideți, bem și noi ceva, că ăștia sigur nu se întorc repede. Băi, Mirna, noi de ce crezi că am venit aici? Să bem băutură? Avem și acasă. Ia, și dacă vrem... Haideți, mă, să ne mișcăm, să facem ceva, păi, nu, tu să mișcă-te, nu stăm degeaba. Fă figurație, dansează, simte-te bine, dă mâncat, ia și bea ceva, că de restul ne ocupăm noi. Dar știi ce propun? Stai măcar să poți să dezbraci. Că dacă face ceva și ne prinde cu mâna în... Ei, zici și noi, că ne uităm pe casă. Vă centurul casei? Da. Am uitat să întreb pe unde găsiți și noi sacoși, că n-am venit cu... Căutam baia, mă, lasă sticla aia și hai să mergem. Ține de 6 dacă vine... Auzi? Fii atent, stai, bă, nu fi prost. Tu te-ai asigurat că nu e nimeni, că e singura? Da, mă, e singura. Mă, tu și să vezi că unchiul s-o la... E plecată, că altfel nu făcea petrecerea și nu ne invita. Vezi că ne-a spus că unchiul s-o colonel, deci ăsta are și pușcă. Eu nu vreau să plec de aici, asită. Nu e nimeni acasă. Haide, o să stau eu. Stai acolo. N-am venit aici să beau și să petrec. Am venit aici să-mi umplu buzunarele. Așa că Georgică ține fata ocupată mult. E casa mare și avem de căutat. A început să-mi placă combinația asta. Sper să mă aleg și eu cu ceva. Nu doar cu distracția. Georgică! Te descurci? Te aducem un întăritor? Georgică, dacă nu mai poți, ieși, bă, că intrăm noi. De fapt, venim și noi. Sau așa? În trei, în patru. E mai distractiv? În trei căldăm pe ei la fără. Da. Păi nu, eu nu, pentru ce să-l ții acolo? Georgică! Băi, ce faci, bă? Faci plecăciun, faci mătănii, ce faci? Hai, mă, zi ceva, mă! Bă, te descurci, mă? Ce-a făcut? A leșinat asta mică? E leșinat. Tucilara înseamnă că e forță dacă la... Da, cred că l-a muncit. Bă, ești bine, mă? L-a muncit bine, da. Georgică! Ce faceți, mă, acolo? Spuneți povești? Mie nu-mi place ca la o fată să fiu deschizător de drumuri. Mie îmi place ca fata să știe exact ce să facă și cum să facă. Băi, spargem ușa și intrăm. Ce spargem ușa? Bă, dai-mă o provocare, poate ne primește și pe noi. Ce zici? Hai, Georgică, hai, primește-ne și pe noi. Hai, Georgică, că am venit și n-avem treabă, hai. Promitem că suntem blânzi. Ce vreți, mă? Ce vreți? Ei, pe ce vreți? Zi ce? Parcă aveați treabă. Era... Ei, ce crezi? N-avem cum să avem treabă. N-avem treabă. Aia e. Da? Păi... Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Da, ai ieșit de aici. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva și ați venit. Și de aici ce faceți aici? Nu, a mers treaba? A mers. La voi a mers ceva? La noi n-a mers. Plecăm cum am venit, sportivi. Că de-aia suntem și le sunt încuiat. Toate ușile sunt încuiate. Vrei să luăm detergenții din baie, gel de duș, prosoapele ca de la hotel? Ce vrei să faci? Vore, ce vrei să faci? Mi-am făcut treaba pentru care am intrat în combinația asta, doar că combinația n-a ieșit. Nu, eu mi-am rezolvat problema. Eu, pentru ce am intrat aici, mi-am rezolvat. Voi, da? În schimb... Păi și noi... Toată lumea fericită, noi plecăm ca fără aerii, nu? Păi și ce vrei să fac acum? Divina, hai, lasă că stăm de vorbă. Nu-mi convine că mi-am pierdut vremea. Eu am venit aici să fac rost de niște cașcaval. Și am plecat cu buzunarele goale. Incredibil ce se întâmplă. Scrupulele și decența sunt noțiuni total străine acestor indivizi capabili doar să facă combinații. Petrecerea de ziua Alinei nu s-a derulat nici pe departe așa cum și-ar fi propus ea, pentru că... Mă, fata, ce cu tine? Ce s-a întâmplat? Ce ți-a făcut mă ăsta? Alina? Ce ți-a făcut mă ăsta? A fost asta mai brutal? Hai, nu-mi place. Așa se întâmplă. Așa. Nu înțeleg de ce a plecat. Am făcut tot ce mi-a spus.
Poate nu cum a vrut el, pentru că nu am experiență. Se spune că prima dragoste nu se uită niciodată. Mare adevăr. Deși George nu a reușit decât să o întristeze pe Alina și să-i strice petrecerea de ziua ei, copila este acum parcă și mai îndrăgostită de el. Iar zâmbetul de pe chipul ei dovedește acest lucru, nu-i așa? Hei, George, hei, ce faci, mă bani să-ți seama? Ce vrei, mă? Ce s-a întâmplat? Spune. Ce faci? Ai plecat așa, foarte n-ai bine, zis nimic. Încercam să cobor scările, fără să fiu deranjat. Tu ce faci? Te așteptam pe tine? Fata asta e ca ciuma. Oriunde mă duc, dau de ea. Ce faci? Mă urmărește? Păi nu mai avem nimic împreună? Adică eu credeam, nu știu, am făcut totul pentru tine și... Totul? Ce înseamnă totul la tine? M-am făcut schimbat, nimic. Mi-am luat haine cum ai vrut. Bravo, asta e pentru tine, nu-i pentru mine. S-a răși tu, a femeie, nu a băiețel. Dar ce ești atât de răutăcios? Chiar... Nu sunt rău, chiar sunt sincer. Hai, stai aici lângă mine, chiar nu vrei deloc. Dar nu simt nevoia să șterg scările liceului. Dar nu se mai place probleme. De mine? Mie mi s-a părut că am făcut tot ce se putea. Am furat pentru tine. Așa, și? M-am aranjat pentru tine. Și crezi că o țoană pe tine, gata, cucerești lumea, întorci bărbații pe dos. Și tot ce mi-ai spus a fost o minciună sau ce? Că ce? Nu înțeleg. Tot ce mi-ai spus a fost o minciună? Chiar atât de... Dar n-a fost o minciună, bă, fată. Atât de proastă, mă crezi să... Nu înțeleg, George, care... Dacă tu te descrii așa... Din cauza că nu am făcut ce ai vrut tu în pat sau de ce? Poți să mă schimb, poți să fac și lucrurile astea. Ei, poți să le faci degeaba dacă nu faci. Dar trebuie să mă înveți, că eu te vezi. Tu înțeleg, ok, calm. Da? Nu suntem la grădina zoologică. Exponatele nu se ating. Te-am repetat, dacă tu ai impresia că te-ai tăvălit cu mine, acum ce vrei, de la 18 ani să te iau din... M-am tăvălit? Tu ai vrut să facem asta, chiar de ziua mea. Lasă că n-a fost cu forța ta și din gură. Ți-a plăcut. Normal că mi-a plăcut, că îmi place de tine. Ok, și atunci de ce atâtea discuții? Ți-a plăcut? Înghiți, taci. Mergi mai departe. Dar nu care înțeleg care e problema. Acum am scoți ochii că am avut ceva, ce vrei? Să din nevastă? Să mă pune eventual să stor și trei copii? N-am sau ce-i vrea acum? Nu mă așteptam să-ți faci așa joc de mine, să mă părăsești. Dar nu mi-am bătut joc, mă. Am făcut ce face toată lumea. Ce impresie are? Că o iau din nevastă? Gata, odată și la revedere. Nu așa îmi imaginam relația cu el, dar... Mă mulțumesc și cu puțin, nu? Mă mulțumesc că o am. Am riscat totul pentru tine, pentru noi, pentru relația noastră. Mi-am dorit să fiu cu tine, te-am ajutat. Ai zis că mergem la facultate împreună. Ce m-ai ajutat, mă? Că am luat 3 în teză, ăsta e ajutor din partea ta, ăsta îl consideri ajutor. Păi asta putea să mă ajute oricine, mă. Tu ai impresia că dacă... Băi, dar eu am riscat totul pentru tine, mă, și tu nu înțelegi chestia asta? Iau, ce-i risca, mă, totul, când ești în viață? Dar nu e vorba despre asta, e vorba despre viitorul meu, de care ție nu-ți pasă, efectiv. Stai, bă, avem vreo legătură? Adică stai un pic, ce trebuie să merg cu tine, sunt maică-ta, sunt taică-tu? Dar cum poți să fii atât de rău? Da. Cum? Păi, dar stai, bă, tu ce-ți imaginezi, mă, fetiță, că s-a întâmplat? Că cred că în capul tău e ceva în apă, da. Oh, ce să-ți povestesc, te-ai dat pe plâns. Știam eu că nimeni nu mă vrea cu adevărat. Nimeni nu mă iubește. Și orice aș face, toți mi-au întors spatele. Nu mă părăsi, te rog frumos. Chiar nu vreau să faci asta. Băi, fată. Am riscat totul pentru tine, mă omule. Opa, oprește-te puțin. Ai pornit robinetul, ce ai? Oprește-ți robinetul. Unul la mână. Băi, avem 18 ani, tu ce-ți imaginezi acum? Noi trebuie să ne distrăm, să ne facem viața, să vedem. Dar n-am spus asta. Ai promis că o să ai grijă de mine. Mi-ai promis în noaptea aia în care am venit cu tine. Scuze, nu sunt babysitter. Încă nu pot să-mi iau rolul ăsta de babysitter. Am 18 ani, eu vreau să mă distrez. O să dai și tu de altul. Poate unul care o să te iubească, poate unul care doar o să vrea ceva cu tine. Asta e viața. Eu am crezut în tine. Nu o să stea toată lumea după tău. Unul poate să și să plece a doua zi. Unul poate să stea cu o săptămână ca să ajungă să plece. Dar eu nu cam vreau. Asta se învârte. Viața mea nu e despre tras. Viața mea e despre a fi cineva cu cineva pe care chiar îl iubesc. Păi nu, încearcă să-ți revii la lumea reală, că Ceaușescu a murit de mult, știi? Vezi că ți-ai greșit generația. Tu ți-ai greșit generația. Ai greșit generația. De fapt, asta chiar n-am cum să scap. O să-i dau la provocări până moare. Dar eu fac orice pentru tine. De ce vrei să mă părăsești? Nu înțeleg. Nu înțeleg. Bă, vrei să faci orice? Vrei să faci orice pentru mine? Aruncă-te naibii pe geam și lasă-mă în pace. Dacă asta îl face fericit, asta o să fac. Nu spune așa ceva,
Alungă-ți din minte gândurile astea negre, pentru că ele nu trebuie să existe la o vârstă așa de frumoasă. Alina se simte acum mai singură ca niciodată. George era în centrul universului ei adolescentin, care acum este pustiu. Prima mare dragoste care nu se uită i-a fost refuzată și copila nu înțelege de ce. Doar că răspunsurile la întrebările ei nu vin de nicăieri. Pentru că nu are o mamă lângă ea și nici prieteni, tot ce spera să trăiască alături de George s-a transformat în lacrimi, suspine și multă tristețe. Dacă nu pot continua viața cu George, prefer să nu mai continui deloc. Vulnerabilă și dezechilibrată emoțional, Alina nu poate gestiona momentul de rătăcire. Deja ea nu mai gândește limpede și vrea ca totul să ia sfârșit. Nu face asta, copilă dragă. Viața mea n-are sens. Sunt singură pe lume, așa că nu mai am ce căuta aici. Dumnezeule! Fata asta, Doamne! Alina! Alina! Nu, nu recurge la gestul ăsta disperat, Alina, te rog! Lasă-mă, lasă-mă! Te rog, nu face asta, nu, te rog, Alina! Îmi spază, nu mai... Nu face asta, gândește-te bine, te rog, te rog, eu frumos! Nu, nu, știu că ai vorbit cu mama și mama și m-a vrut niciodată și nici voi m-ați vrut! Gândește-te la viața ta, Alina! Cred că eu nu am auzit! Alina! Când ai vorbit cu mami și a zis că ea nu vrea să se mai întoarcă. Știu că suferă după maică, s-am văzut-o de multe ori uitându-se la pozele cu ea de când era mică. Haide, mă, mama, deschide ușa, gândește-te la viața ta, nu face asta! Gestul e disperat, nu trebuie! Nu vreau nici prietenii, nimeni! Sunt sigură că după ce nu o să mai fiu, nimeni nu o să-mi simte lipsa. Alina, nu! Nu, Alina! Lasă-mă în pace! Deschide! Nu face asta, te rog, te rog, nu face asta! Ce-i gestul ăsta? De ce? De ce? Alinei nu i-a ieșit acum, dar data viitoare îi va ieși. De ce faci așa? Spune-mi adevărul! Care-i adevărul? O să-ți spun! Spune-mi tot! Vreau să știu adevărul! După ce a reușit să-și salveze nepoata în ultimul moment, Adriana a chemat-o în țară de urgență pe Maria, care poate de data asta va înțelege că un copil nu se crește de la distanță. Dar până să ajungem în acel punct, vom fi martorii unei confruntări ce ne va dezvălui adevăruri dureroase. Tu unde erai când s-au întâmplat toate astea? Am avut încredere în tine. Nu pot să cred, dar unde erai tu? Eu eram aici să-ți am grijă de copil. Îți am lăsat-o. Cu toată încrederea, tu ești sora mea. Deci, cea mai de încredere persoană ești tu, nimeni altcineva. Am avut grijă de ea. Tu, care erai lângă ea, eu eram acolo. Scuzați-mă că intervin, dar cu tot respectul, nu puteți în momentul de față, da, să o trageți la răspundere pe mătușa Alinei, da? Până la urmă, fiica dumneavoastră este majoră deja, până la urmă, nu ați fost prezentă niște ani foarte importanți în viața fiicei dumneavoastră, da? Ce autoritate are până la urmă mătușa asupra ei? Da, dar eu eram undeva departe, încercând să fac un viitor mai bun. Pentru... Degeaba încercat să mă mințiți frumos în momentul de față, pentru că eu știu adevărul și mă gândesc cum să fac astfel încât să nu-i frâng inima fiicei dumneavoastră. Spune-mi și mie, te rog frumos, George, Alina s-a plâns la școală de situația în care se află? Dar se plângea zilnic, venea la noi, că se simte la mătușa ca într-o pușcărie, că s-a săturat, că vrea să plece. A, da, acum nu mai ești victimă, nu? Acum lași capul plecat în jos. Dacă îmi veneai la noi și ziceai, nu mai suport pe aia, mă terorizează, mă seacă, n-am viață. Atunci nu mai erai cu capul plecat. Ești răutăcios. Nu sunt răutăcios. Ba da, ești răutăcios. Băiatul meu nu minte. Nu înseamnă că e răutăcios dacă spune adevărul. Da, nu venea... Înseamnă că nu vă cunoașteți băiatul. Eu mi-am pus amprenta asupra lui. Cât am Cât timp petreceți dumneavoastră cu fiul dumneavoastră, domnul Liviu? Atât cât se poate. Dar în măsura în care s-a putut, am fost foarte apropiați. Am căutat să imprim... Adică înțeleg că și dumneavoastră ați trecut printr-un divorț, înțeleg că George a rămas în grija dumneavoastră, înțeleg că
Ați plecat de la Brăila, ați venit la București și înțeleg că jobul dumneavoastră vă mănâncă destul de mult timp. Până presupune la urmă... să călătorești în toată țara, este adevărat, dar eu de-aia l-am adus aici la București. Cât de bine îl cunoașteți pe fiul dumneavoastră? Eu zic că îl cunosc foarte bine. Ca de exemplu am făcut această mutare de acolo din Brăila, unde într-adevăr nu este cel mai oportun oraș pentru un tânăr să crească, să ne mutăm aici la București, unde Alina, sunt mult mai multe instituții. Te rog frumos, domnului Liviu, cum promovează fisul clasa? Adică cum promovează cine clasa? Cine face lucrările, de la cine copiază? Da, eu am făcut toate lucrările și să știți că m-a pus să fac și alte lucruri. M-a pus să beau, m-a pus să fur de la mătușa. Cum adică ai furat? Așa ai făcut, George? Vrei să spui că tu ai furat și eu am dat afară un om nevinovat? Spune adevărul, când ne-am întâlnit în parc. Dar ce, de cu ce prietenii să tăi, adevărul? Spune adevărul. Acum o dai pe mine? Da, da, pentru că este vina ta, din cauza ta am făcut asta. Ai vreo dovadă? Ți-e rușine să minți? Nu cred că asta ne interesează în secunda asta, să împărțim vina, da? Să vedem a cui, în ce pondere, ce și cum. Până la urmă, adevărul este undeva la mijloc. Când tu ai văzut că acest băiat îți cere să faci aceste lucruri, condiționează practic relația voastră, de aceste lucruri, da? Și tu în sinea ta simți că nu sunt cinstite, nu sunt corecte, nu sunt ok. De ce ai mers totuși înainte? Trebuie să merg să spun adevărul, indiferent de consecință. Nu am fost niciodată așa. M-au considerat ciudata clasei. Și asta și din cauza ta tu și pentru că tot timpul m-ai ținut în casă, în lesă. Ziua de astăzi, cam astea sunt problemele cu care vă confruntați voi. Ești conștientă de faptul că ai abandonat-o? Atunci de ce să faci orice ca să ajungi într-un grup? Asta-i putre de bogată, mă! Să ne ia de băut, să ne cheme la ea! Astea sunt aspirațiile tale de la viață? Te-ai trezit să fii tată sau care-i problema? Băi, eu sunt taică tot dintotdeauna, de când mă știu, nu? Da, taică-miu care... Ai avut am tată? Tu n-o să mai fii mama mea de astăzi și gata. Și ce fac, mă, după aia dacă nu mai scap de ea? Păi dai o provocare și mai grea. Am vrut să fiu ca el. Am vrut să fiu ca ei, am vrut să fiu ca toți prietenii ăia cool din școală. Eu nu am fost niciodată așa. M-au considerat ciudata clasei. Da, și asta și din cauza ta tu și pentru că tot timpul m-ai ținut în casă, în lesă. Păi eu am încercat să-ți fac o viață mai bună. Ce să-mi faci o viață mai bună? Dar eu mi-ați distrus viața, nu mi-ați... Nu ai nimic de zis, te rog foarte mult. Ți-am zis că o ții prea din scurt. Trebuia să vii aici. Dar o ții ținut-o prea din scurt. Cred că în mare parte este vina ta. Tu când ne-ai văzut grupul, nu știi cum să te îmbârliși pe lângă noi. Pentru că m-am îndrăgostit de tine, asta este. Asta e partea a doua. Și am vrut să fiu și eu. Și atunci de ce să faci orice ca să ajungi într-un grup? Pentru că tu nu știi cum e să fii în locul meu. Da, nu să trebuie... nu fii acceptat, tu nu știi ce înseamnă asta. Știi ce înseamnă asta? Ce înseamnă? Spune-mi tu. Să te simți singur pe lumea asta. Să nu ai un prieten. Nu eu am încercat să intru în grupul tău, tu ai încercat să intri în grupul meu. Este. Nu știu care pe care e mai singuratic pe aici. Și nu este vina mea că n-ai avut un sprijin. Nu, și tu ce satisfacție obții, George, că îți bat joc așa de o persoană, că așa vrei tu? Ce satisfacție obții? Dar eu nu cred că băiatul meu vrea să-și bată joc de cineva. Domnule, știți ceva? Ea și făcut-o. Eu nu cred că băiatul dumneavoastră e chiar un îngeraș. Eu îl întreb pe George altceva, da? Tu ce satisfacție obții? Că îți bat joc gratuit de cineva. Dar nu am o satisfacție neapărat, vreau să văd până unde merge. Pentru că am văzut că fata e credulă. Am zis odată să vedem de probă dacă face, a făcut, și a doua, și a treia, și am vrut să văd până unde poate Alina, să meargă. Alina, vreau să asculți foarte bine ce spune George, pentru că el spune un adevăr trunchiat, da? La rândul lui și el are nevoie, ca și tine, de aceeași validare din partea haitei, din partea grupului, da? El este cu atât mai cool în ochii celor mai mari decât el, dacă face aceste lucruri cu tine, da? Pentru că până la urmă și el acționează tot la o comandă, asta ca să știe și tatăl dânsului, da? Pentru că și el are cam aceeași problemă. Vrea să fie acceptat, vrea să fie integrat acolo unde își dorește el. Vreau să vorbim despre Alina, că tu poate nu ai observat, dar asta e picată în limbă după tine. Bun, mă, și ce vrei să-i fac? Ok. Și putem să o folosim, mă, fraiere. Cum să o folosim? Adică... Să o folosim. Asta e putre de bogată, mă. Bun, putem, mă, să-i dăm provocări, să ne ia de băut, să ne cheme la ea. Mă, îți imaginezi ce chefuri putem să facem la ea? Și stai, mă, dacă are bani, care e problema? Că eu umblu cu femei cu bani, dar alea măcar arată într-un fel, nu ca... Lasă-te, ce, nu poți să te folosești și de asta un pic? Că ai văzut-o că e și... Da, mă, și acum... Avem de câștigat. De aspectul fizic mă ocup eu, nu-i problemă. Câteva zile acolo nu mor tu. Da, mă, bine, eu înțeleg ce vrei, unde bas tu. Am înțeles că fata are bani. Da, exact. Așa, ok, și... Dar totuși eu cum pot, n-ai, că îți dai seama că nu o să vină natural de la mine. Mama, ținând cont că arată cum arată. Mama, cum de aspectul fizic când vine vorba de ea?
O să o aranjez. Și ce fac, mă, după aia dacă nu mai scap de ea? Îi dai o provocare și mai grea. Una de nu o să poată să o facă. Și a după o să se lase baltă. În ziua de astăzi, cam astea sunt problemele cu care vă confruntați voi. Dar când cineva îți spune, aruncă-te de la geam... Da, măi, papi, cum poți să faci așa ceva? Totuși... A făcut adică o glumă, probabil. Stați să ne înțelegem puțin. Fiul asta dumneavoastră știa exact cât de ușor este de influențat Alina. Știa exact care este situația ei. Eu nu spun că până la urmă este vina lui că a spus această vorbă și fata a fost la un pas să facă ceea ce a făcut. Eu spun doar că poate ar fi mai bine să mai petreceți niște timp cu fiul dumneavoastră. Poate nu-l cunoașteți atât de bine. Poate că binele pe care ați încercat să îl faceți se va întoarce urât împotriva dumneavoastră, pentru că anturajul în care a intrat băiatul acesta nu cred că v-ar plăcea. Ce zic, George, oamenii ăștia despre tine? Dacă tu nu ai un punct emoțional atât de bine stabilit încât să-ți dai seama cine profită de tine, cine vrea să își bată joc de tine, cine vrea să râdă de tine, aici nu este problema mea. Eu sunt un om onest. Mine o să dai în viață o grămadă de băieți de genul meu. Dacă tu o să te iei după fiecare din ăsta, am zis ăla să fac asta, o să fac. Și aici nu este vina, cred că, nici a mea, nici a lui tata, aici cred că vina stă în alte părți. Dacă tu erai sprijinită și încurajată, nu ajungeai să faci nimic, pentru că dacă găseai acasă ce nu găseai în grupul nostru, atunci nu aplicai chestiile astea, că ziceai, băi, dar de ce să fac eu ce știți voi? Eu am acasă o familie, mă iubești, mă, pentru ce să fac eu chestiile astea? Și atunci, George, tu de ce faci ceea ce îți cer cei mai mari decât tine, nu? Nu din același motiv, din același considerent, ca să nu fie exclus? Dacă vrei să faci bani, trebuie să ai răbdare. Câtă răbdare să ai, mă? Păi tu îți bagi joc de noi. Păi câtă răbdare să ai? Ne denigrezi pe noi, că noi suntem profesorii tăi. Lasă-mă. Și... Băi, știi care e faza? Dacă nu vrei să asculți, nu vrei să asculți, că noi te învățăm de bine. Dacă nu vrei să asculți, zi-ne Google. Fii atent. Tu te din astea nu prea ai ce să faci. Îți zic o chestie. Nu pierde pe fata asta. Pentru că exact ce ai tu nevoie. Dacă era un pic mai isteață, crede-mă că îți dădea cu jet. Da? Deci nu pierde pe asta, că e vacă de mulți. Dar ești la fel ca și Alina, da? Și ție cei mai mari cu care tu vrei să te afișezi ți-au cerut să faci aceste lucruri, da? Stați puțin. O pui pe fata asta să fure ceea ce a și făcut. Banii au ajuns la fiul dumneavoastră, în secunda 2 i-au luat ceilalți băieți. La fel, nu mai vorbim de băutură, că până la urmă, dacă sunt majori, e treaba lor ce fac cu ficatul lor, nu-i așa? George, exact. Despre ce să vorbești? În situația în care, la un moment dat, cineva să-i ceară fiului dumneavoastră nu știu ce și să vină poliția pe la ușă, pe la voi, că chestia asta cu furtul se cam pedepsește. Măi, George, este adevărat ceea ce ești acuzat? Au vrut să fure inclusiv din casă. Trebuie să ajungem acolo și asigură-te că avem acces, da? Da. Eu vin cu ăsta și facem curățenie. Acolo sigur găsim bijuterii, lucruri scumpe, că ai zis că... Garantezi asta? Pare fraier, dar nu-i fraier. Ia vină-mă până afară să-mi spui și puțin situația. Ne iertați. Eu nu știam, nu știam tu și că vor să fure din casă, îți spun sincer, nu știam. Care-i problema? Cum care e problema? Ce? Tu ai văzut ce spuneau oamenii ăștia acolo? Acum te-ai trezit să fii tată sau care-i problema? Băi, eu sunt taică-tu dintotdeauna, de când mă știu, nu? Da, taică-miu care... Ai avut alt tată? Da, taică-miu care a lăsat-o pe mama că avea treabă cu niște pițipoance și el așa, săracul de el, bătrânel. Extraordinar, ce a zis, ce poate să-i facă bătrânețea mai frumoasă? Două, trei, patru, cinci. După câte văd eu, văd că și tu, și ție îți place să străiești viața, nu? De ce nu poți să înțelegi lucrul ăsta? Păi am luat exemplu de la tine, învăț de la cel mai nu, bun. Nu, n-ai luat exemplu de la mine. Băi, băiatule, eu am o responsabilitate, o muncă serioasă, eu nu mă ocup de prostii, da? Altfel nu mai aveai tu bani să stai aici ce la București. Ce prostii, bă, că ai încercat să mă car ca pe un sac de cartofi când m-ai adus la București contra voinței mele, că mai să stau aici, să intru depres, să îmi fac anturaje proaste, când puteam foarte bine să stau la Brăila, dar tu nu la Brăila, că te încurcam, că cine știe ce aveai și pe acolo. Tu vino la București, fă... Hai, mucosule, te-am adus aici pentru educația ta, să ai și tu un anturaj mai spălat, un alt mediu, să te emancipezi și tu. Fix în București ți-ai găsit tu că anturajul o să fie. Te-ai simțit abandonată de către maică ta? Cum fac eu, doamnă, în momentul de față? Pentru că ceva îmi spune că nu veți avea puterea să-i spuneți adevărul. Cum fac eu acum? Ce adevăr? Există o explicație până la urmă, da? De ce mama ta nu s-a mai arătat la chip în ultimii 2 ani și a crezut că poate compensa via tehnologie, via internet, via cameră. De ce, mami? Ce ascunzi de noi? Ne spui și nouă ce se întâmplă în viața ta?
Ce ascunzi de fata ta? De ce ați ales să procedați așa? De ce nu i-ați spus fiicei dumneavoastră adevărul? Ce adevăr, mami? L-ai abandonat-o. Ești conștientă de faptul că ai abandonat-o? Poți să tai să lași acest moment al întrebării nu și fica mea. Nu poți să tai după ce a trecut la gesturi atât de extreme și, uite-o, îți suferă după tine mereu. Deci, până la urmă, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat pentru că îți lipsește foarte mult prezența mamei tale, nu pentru că George ți-ar fi spus să faci asta. Da. Și pentru că m-am simțit abandonată și nu ai fost niciodată lângă mine când chiar aveam nevoie de o mamă. E atât de cumplit să locuiești cu mătușa ta? Nu, că am avut grijă de mine tu și... Dar... Eu ți-am vrut binele întotdeauna. Am fost dură ca să fie ție bine. Știu tu și, dar nu e la fel. Cred că e momentul să vă spun ceva. Și nu știu cum să fac. Băi, irresponsabil, păi da. Inconștientule. Așa, acțiunile mele care se datorează părinților. Că știi cum ți-l crești așa l-ai. Ce ai crescut? Asta are rezultat. Bă, nu sunt tot vina mea e, nu? Nu sunt eu prost că ți-am trimis bani să ții panoramele astea pe tine. Ce înseamnă asta? Așa, asta e educația? Așa te-am crescut eu pe tine? Astea sunt aspirațiile tale de la viață? Tu erai prin pat cu una, îi căutai inspirațiile pe acolo. Nu cred că te-ai interesat de inspirațiile mele. Bă, noi aici discutăm despre mine sau discutăm despre greșelile tale? Vine poliția pentru mine, ai văzut ce a spus Erne, sau pentru tine? Ei, că bine. Se poate lăsa și cu... o situație de caz penal, la... ai furat, ai pus-o pe fata asta să facă prostii? Ce faci tu, mă, ești manipulator? Dar n-am pus-o, mă, lași dacă îi zici unei fraiere să facă ceva și ea o face, asta înseamnă că e vina mea? Ești copilul meu, nu o să te părăsesc niciodată, indiferent de ce am făcut, am făcut-o pentru noi, pentru noi toți, nu numai pentru tine sau pentru mine. Nu știu cum să spun, dar... Ce vrei să-mi spui? Mai ai un frățior de una jumătate și sunt căsătorită de 2 ani, da. Nu cred așa ceva. Și nu puteai să ne spui și nouă asta? Cum adică? Era putut și soțul meu... De fiecare dată când te-am sunat... Nu știe de tine, nu știe că am o fată și nu știu cum să fac și nu știu... Cum nu știi cum să faci? Am vrut să... Am vrut să-l țin, să-l... Să ce? Să-l ascunzi de noi? Ce ai vrut să faci? Nu, de fapt, aveai altă familie acolo și pe ea ai lăsat-o în plata Domnului. Te-ai gândit la sufletul ei. Am vrut să fac pentru ea, să-i ofer un viitor. Un viitor mai bun. Dar cum te-ai gândit să ascunzi așa copil, ceva, mami? Da, n-am putut să-i spun. Îți dai seama, dacă mă lăsa singură cu copilul, am și o nevoie de o siguranță, de un viitor acolo. Dar nu te abandonam. Vreau să mai crească puțin copilul ca să se poată atașa de el. Și să nu renunțe la noi și te luăm acolo. Nu am renunțat la tine și nu voi renunța. Să fie cosmeticiană în Italia, pe bune. Deci toate chestiile astea le-am făcut ca să ajung din nou în Brăila, să mă trimiți înapoi la Brăila. Pentru asta am făcut tot. Nu să mă lași aici, mă îndepărtez de toată lumea. Acum ai înțeles? Mă bucur, la revedere și la gar. Băi, ingratule, vino bă înapoi, n-am terminat discuția cu tine. Bă, te-am adus spre binele tău. Dumneavoastră v-ați temut că ce? Că soțul dumneavoastră nu va înțelege situația? Adică l-ați mințit și pe el, l-ați mințit-o și pe fica dumneavoastră și pe sora dumneavoastră? Am fost nevoită să fac lucrul acesta, mi-a fost frică că Alina, poate mă părăsește și mă abandonează. Dacă mama ta ți-ar fi spus că vrea să-și refacă viața, că și-a găsit acolo pe cineva care o iubește, te-ai fi opus? Nu, dar mi-aș fi dorit să știu adevărul, să nu fiu mințită. A stat de vorbă cu tine, măcar atât. Minciună, da, a fost nevoită. Cu toții greșim. Am înțeles, dar nu așa. Mami, și tu ești copilul meu, amândoi sunteți copiii mei. Sunt, dar mi-ai ascuns. Te înțeleg. Poți să-ți refaci viața acolo liniștită, eu nu mă supăr. Eu nu mai vreau, tu nu o să mai fii mama mea de astăzi și gata. Nu spune lucrurile astea, deci nu lua o decizie pripită. Te rog, mami. Nu este o decizie pripită. Nu este o decizie pripită. Nu mai ești mama mea, îmi pare rău. Cu toții greșim. Înțelege asta, suntem oameni și cu toții greșim. Important este să conștientizăm și să încercăm să reparăm. Ce vrei acum? Să-mi o lași mie pe cap? Am și eu viața mea, am și eu pe bune, deci... Cum te-ai gândit să rezolvi situația? Trebuie să merg să spun adevărul, indiferent de consecințe. Din episodul de astăzi am înțeles încă o dată
că doar echilibrul material și emoțional sunt coordonatele esențiale în clădirea unei vieți împlinite sub toate aspectele. Dar, din păcate, destinul scoate în cale provocări neașteptate și neplăcute, care cer soluții greu de acceptat, dar necesare. Munca în străinătate pentru un venit mai bun și încredințarea copiilor familiei rămase în țară se răsfrânge în special asupra minorilor, mai ales dacă aceștia sunt adolescenți. În aceste situații ei se simt abandonați. În consecință, derapajele în comportament încep să apară și alunecarea lor spre o zonă sumbră a existenței devine periculoasă. Prin urmare, acesta este momentul oportun ca părinții să pună piciorul în prag pentru a da direcția corectă adolescentului. În caz contrar, ratarea devine singura lui opțiune, ca victimă a indiferenței și egoismului părinților. Ce rost are să mai deschidem iar subiectul, iar să ne supărăm, iar să ne amărăm, iar... Știi foarte bine, da, Andreea nu poate să aibă copii. Stai liniștită, nu fi speriată, pentru că tata vine. Păi, dar de câte ori mi-a zis mie că vine și n-a venit? O să vină. A vorbit mama cu el. Stai liniștită, da? Într-adevăr, ne-a răscolit și pe mine m-a răscolit puțin, dar asta nu înseamnă că tu ești mai presus. Noi doi suntem mai presus de orice. Promitem că o să găsești o soluție. Promitem că o să ai grijă de Maria, Alex. Atât vreau. Cristina, îți promit. Cum să-i spun adevărul, Ioana? Să-i spui adevărul, omule, că e femeia ta, e soția ta. Și ce să-i spun de Maria? Că e copilul meu? Da. Eu am o soție. De ce ești nervoasă? Nu se întâmplă nimic, păi Andreea, adică intru în casă și vă aud spunând că Andreea nu trebuie să afle ce nu trebuie să afle. Ai înțeles tu greșit, noi vorbeam despre altceva, da.